Mi se pare că e o manifestare care trebuia să se întâmple de mult. E binevenită și cred că de data asta eu sper să mă implic împreună cu Arfus să încercăm să ducem acest festival și prin lume. Cât cred că a sosit momentul ca filmul polițist românesc să fie cunoscut. Deci manifestarea voastră nu face decât să deschidă prima pagină și noi să încercăm să o scriem pe cealaltă sau celelalte pagini. Deci mie mi se pare, am stat și m-am gândit după ce au fost colegii noastre la mine și după ce am intrat, că de fapt e o manifestare care trebuia să se întâmple de mult. Și că s-ar putea să aveți un mare succes, pentru că lumea agrează filmul polițist și repunerea lui în discuție nu face decât să fie benefic. Asta e părerea mea. Să înțeleg că ne veți fi alături și la următoarele ediții? 100%, da. O să fiu unul din oamenii care va sprijini această inițiativă, pentru că cred că filmele sunt aproape de oameni și mi se pare că filmul polițist trebuie să-și recâștige o poziție pe care într-un fel în ultimii ani a pierdut-o.